pe care copiii noștri vor prezenta o piesă la care s-au străduit timp de 7 săptămâni, timp de 7 duminici, au venit în fiecare duminică de la la 3 biserică, ne-am întâlnit și am făcut în fiecare duminică. De aceea să avem răbdare, să fie liniște și să-i ascultăm, că sunt copiii dumneavoastră, felicităm și pe ei și vă felicităm și pe dumneavoastră ca și părinți. De aceea să îi ascultăm pe copiii noștri. Liniște! Și Iisus. Pe care să nu știu.
și să lăsăm poporul ăsta, că doar apoi de la urmă. Ia ca poporul să se adună în Egipte. Da! Da! Fiindcă Paștele vostru se apropie, am decis să continuăm cu obiceiul de eliberare a unui prizonier. Avem întemnițat un tâlhar vestit pe Barama și Iisus. Pe care trebuie să fie liberat? Vă mai întreb, dar, pe care trebuie să fie liberat? Și cu Iisus ce vreți? Nu! Nu-l voi răstigni. Ce-a făcut să merite așa o moarte? Oh.
Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. În continuare, iubiți frați și surori, venim și primim Paști.
Ne miluim, copiii primesc ador.